Poate gândim cum să reducem folosirea telefonilor în școli și prin localurile din Chișinău. Împreună cu reprezentanții Horeca să propunem reduceri la meniul comandat. Doamne, au observați legătura cu cei de la Măr, poate putem să acoperim o parte din taxe pentru cei care lasă telefoanele pe perioada aflării în cafine. Cât timp copiii se dispună și dacă se dispună de gadgeturi la școală pe parcursul orelor, rog ca toate ideile să fie acumulate și să putem veni cu un program în acest sens. Începând de astăzi, 7 februarie, elevii din toată țara revin la școală și vor petrece orele de studiu cu prezența fizică.